Astăzi vom vedea ce este argila curățitoare, la ce folosește și cum se utilizează. De asemenea, vă voi învăța o modalitate de a simți ce face argila aceasta, pentru că de văzut este mai greu. Contaminările pe care le elimină acest produs rareori sunt vizibile. Argila curățitoare are consistența unei plasteline și a fost inventată în Japonia. Cum funcționează această argilă nu este prea sigur și există mai multe explicații în acest sens. Unii spun că funcționează ca o bandă adezivă care adună scamele sau părul de pe haine. Alții explică printr-o asemănare cu măștile faciale din cosmetica umană care, când sunt îndepărtate, extrag anumite probleme ale pielii. Testul cu mănușa de plastic sau cu celofanul de la un pachet de țigări este o unealtă de marketing fantastică și funcționează pe orice mașină care circulă în mediul poluat al orașului. Acest test permite oricui să simtă diferența dintre o suprafață decontaminată și una netratată. Se alege o suprafață delimitată, care se prelucrează cu argilă în felul în care se vede în film. După prelucrare, se șterge cu grijă și se face demonstrația următoare. Cu degetele într-o mănușă din plastic subțire sau folosind celofanul unui pachet de țigări, se trece de pe suprafața neprelucrată pe cea prelucrată, pipăind-o ușor. Chiar și un copil va simți cu uimire diferența. Suprafața prelucrată se simte fină, în timp ce suprafața neprelucrată se simte rugoasă. Astfel se evidențiază clar contaminările, invizibile cu ochiul liber, de pe suprafața mașinilor noi, spre exemplu. După această experiență, oricine își va dori un tratament de decontaminare și protecție, iar cei pasionați le pot face chiar și singuri. Unii detailer folosesc argila pe orice mașină pe care o fac, ca pregătirea suprafeței, dar dacă urmează să folosești compoundul, decontaminarea cu argilă nu-și prea mai găsește sens. Mai multe detalii se găsesc desigur în manualele noastre profesionale, lucrări originale realizate în urma experienței noastre de peste 12 ani, dar pentru pasionați, toate cele câte s-au spus aici sunt prea de ajuns. Cum se utilizează argila? Așa cum ați văzut și la începutul filmului, întâi se rupe argila în bucăți mai mici, cât o nucă să spunem, apoi se deformează într-o pernuță de mărimea palmei. Trebuie să te asiguri că suprafața este curată și rece înainte de decontaminare. Se pulverizează o suprafață de 10 pe 10 cm cu soluție lubrifiantă sau șampon. Nu folosi argila fără lubrifiant, fără șampon sau fără apă. Folosind o presiune ușoară către medie, se freacă circular suprafața lubrifiată. Pe măsură ce argila se murdărește, pe suprafața folosită se întoarce sau se frământă înăuntru această zonă. Se șterge întreaga suprafață cu lavetă din microfibre sau cu prosop curat din bumbac. Apoi se aplică obligatoriu ceară sau silă.